Gata, oameni buni, a fost și ultima pauză cu jurnaliștii din studio, că e păcat să ai asemenea invitat și să-i ții nevorbiți. Dacă vă spun câte am vorbit pe pauza de publicitate aici, nu o să vă vine să credeți. Și am vorbit tot în cheia asta financiară, fiindcă este halucinant ce costuri generează acest război și cum le duc. Cine le duce? Na, părțile din război, mai ales astea de partea Israelului. Că de partea elaltă mai știm și noi, trac câte o rachetă improvizată, cu cât mai sapă un tunel. Hai să nu lungim vorba și hai să vi le spunem încă o dată. Cătălin Antohe, Ștefan Edveș. Cătălin, îmi povesteai de costurile de zbor al lui F-35, ăsta, da, pe care o să-l avem și noi în ogradă. F-35 e avionul ăla nou, civilizat, mare, care o să ne apere cerul. În urmă cu câțiva ani, oficialii israeleni se plângeau de costurile mari de operare și la acel moment costurile de operare pentru o oră de zbor depășeau chiar și $1,000,000. Poate între timp s-au mai ponderat de când s-a mai învechit tehnologia, poate au mai adaptat și sistemele de armament, se pot produce mai ieftin, dar oricum costurile sunt substanțiale. $1,000,000 pe oră. $1,000,000 pe oră. Ca să-l duc eu pe Gigel, pe Costel, pe Ionel, pilot, să-i antrenez, da, că va trebui să-i antrenăm. Absolut. Nu fiu, dar s-a mai redus, dar o fi 600 de mii o oră, nu? Deci e o mare întrebare. Da, cumpărăm avioane F-35, este foarte bine, sunt vârful de tehnologie, dar ni le permitem? Îmi venea să zic că îl întrebăm pe Tâlvăr de la apărare, dar săracul ce să-l întrebe? L-aș întreba de lucrarea de doctorat. Dan, Cătălin, da, ploaia aceea de ploaia de rachete de la începutul acestui război, că îl putem numi război deja, deci fiecare rachetă Iron Dome pe care o lansează costă undeva la plus minus 50.000 de euro. Deci doar acea rachetă. E, dacă lansezi 2-3 rachete de interceptare, imaginează-ți că doar interceptarea costă între 100 și 150 de mii de euro. Aduceți-vă pentru aminte, o rachetă probabil doar de 10 mii. Pentru o rachetă pe care Hamas o fi dat 10 mii. Sau a primit-o cadou. Sau a primit-o gratis. Sau așa. E, imaginează-ți ploaia de rachete, miile de rachete Iron Dome din acel sistem care au fost trase până în acest moment. Acolo, acum încep să înțeleg unde sunt banii, de ce sunt aceste costuri. Imaginează-ți dacă ei și-au alocat 100 de miliarde de dolari pentru acest război, în contextul în care PIB-ul Israelului în 2021 sare de 480 de miliarde de dolari în acest moment. Vorbim despre PIB-ul Israelului în prezent. Bun, de unde acest bani? Cum ar fi cu banii ăștia s-ar costuri? Putea face multe lucruri benefice pentru... Evident, nu pentru rachete, nu pentru tancuri, nu pentru armament. Economia într-o țară ca Israelul, eu gândesc în cu totul altă cheie. O gândești în cheia unui posibil război în orice moment. Deci și stocurile de armament sunt convins că au fost substanțiale ale Israelului, plus că e o industrie de apărare foarte puternică, sunt exportatori de armament, exportatori de tehnologie, exact, militară. Deci vorbim altfel despre bani acolo. Hai să vorbim și despre banii de sub pământ. V-am promis o știre, oameni buni. Ar putea părea veche, dar dacă vă spun în contextul actual, poate o să vă dea de gândit. Știrea pe care eu am să vă citesc aici, poate o să o aveți și în spate, dar vă citesc eu toată, credeți-mă, a apărut în a doua parte a lunii iunie 2023. Adică cu câteva luni înainte de izbucnirea acestui conflict. Și știrea zice așa. Israelul și-a dat aprobarea preliminară pentru exploatarea unui zăcământ de gaze în largul fâșiei Gaza. Israelul și-a dat duminică aprobarea preliminară pentru exploatarea unui zăcământ de gaze în largul fâșiei Gaza, afirmând că va fi necesară coordonarea securității cu autoritatea palestiniană și statul vecin Egipt. Dacă va fi încheiat, acordul ar fi un impuls pentru economia palestiniană care are nevoie de bani. Anunțând decizia privind proiectul Gaza Marain, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat că progresul va depinde de menținerea securității și nevoile diplomatice ale statului Israel. În timp ce Egiptul și Israelul produc gaze în estul Mediteranei de ani de zile, zăcământul Gaza Marain, aflat la aproximativ 30 de km de coasta fâșiei Gaza, a rămas nedezvoltat și din cauza disputelor politice și a conflictului cu Israelul, precum și a factorilor economici. Acum, finalul. Autoritatea palestiniană nu a răspuns imediat unei solicitări. Așteptăm să știm cu ce anume au fost de acord israelienii. Nu putem lua o poziție bazată pe o declarație către mass media, a declarat un oficial palestinian. Oficialul Hamas, Ismail Rudvan, a declarat pentru Reuters.
Reafirmăm că oamenii noștri din Gaza au drepturi integrale asupra resurselor lor naturale. Asta se întâmpla în iunie, la sfârșit de iunie 2023. Și până să se înțeleagă cine exploatează, cine scoate banii, cine câștigă, a venit nenorocirea de la 7 octombrie și continuă cu povestea asta. Acum, sigur, poate fi o coincidență. Totul poate fi gândit într-o coincidență. Dar, încă o dată, vorbim de un zăcământ de miliarde, poate de zeci de miliarde, pe care se pregăteau să-l exploateze și probabil o să-l vedem exploatat peste 10 ani de acum încolo. Bine spus, am văzut în presa românească că se vorbește acolo de 1000 de miliarde de metri cub de gaz. Din păcate este o eroare de traducere. Erau 1000 de miliarde de picioare cub de gaze, ceea ce înseamnă circa 30 de miliarde de metri cub de gaze. Un zăcământ similar ca estimare cu cel de pe platforma continentală a Mării Negre. Și tot în presa internațională am văzut că palestinienii erau foarte supărați, deoarece se pare că acest zăcământ ar fi fost împărțit între Israel și Egipt. Ei n-ar fi avut parte decât să permită exploatarea în securitate. De aici scepticismul autorității palestiniene. Exact, da. Care autoritate palestiniană? Hamasul. Pentru că autoritatea palestiniană în Gaza nu e alta decât Hamas. Au câștigat odată alegerile și de atunci au rămas stăpânii absoluți, cu consecințele pe care le vedem astăzi. Adică putem gândi într-o cheie de astea că de supărare că nu primesc... Da, e cinică discuția, da. Foarte interesant în contextul de față dacă se continuă proiectul, în contextul de față cine are de câștigat. Vorbim de acele multe zeci de miliarde de dolari. De fapt, să fii reprezentantul unei companii mondiale, nu știu, britanică. Israel în Egipt. Tu ai venit și ai băgat bani într-o exploatare de genul ăsta? Evident. E un risc ruletă rusească, să zic așa. Totul este închis. Așa, nu se poate. Nu există vreo firmă, vreo companie multinațională, vreun concern pe planetă care să investească și să încerce să exploateze acest perimetru. În contextul în care ai spus clar, se află la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de fâșia Gaza. Cum să investești acolo? Ei în casă. Practic ești în la ei sectorul în casă. Definit de legislația internațională maritimă, drept apele teritoriale ale fâșiei, Gaza. Da. Pentru că altfel, așa cum se spunea și în articol, zăcăminte se exploatează în estul Mediteranei și de către Israel și de către Egipt. Dar zăcământul de aici, din dreptul fâșiei Gaza, este considerat extrem de important. Da? Din care palestinienii se pare că n-ar fi avut parte. Așa se susține în presa internațională, chiar de la momentul în care s-a făcut acest anunț. Oameni buni, e păcat să am asemenea jurnaliști invitați și să nu discut și de-astea de ale noastre mioritice, că așa suntem noi românul, ne uităm în curtea celorlalți, dar parcă și la noi ne doare de țara asta, ne doare rău. Și hai să nu plecăm din miza asta financiară acum, bani mulți, hai să rămânem cu ea. Și hai să vedem cum fac niște șmecheri banii așa, peste noapte, pentru că cineva, de regulă partidul, că altă entitate nu-mi vine în minte, de regulă partidul te ia, pune degetul pe tine și zice, bă, nu vrei să te fac om? Și uite cum îi face pe câte unii om sau oameni, da? E, haideți să vedem un scurt material despre cum se fac unii oameni, pe care comentăm, că avem destul timp aici. Așa scurt, ia vedeți aici. Potrivit contractului colectiv de muncă, angajații din cadrul autorității de supraveghere financiară, pe lângă cele 12 salarii, mai beneficiază de încă două și pot profita de prime anuale în cuantum de 100% din salariul brut și indemnizație brută lunară, la care se adaugă o primă anuală fără niciun motiv. Mai mult decât atât, se acordă de la zile libere, vouchere și cadouri până la sume de bani în caz de deces în rândul membrilor familiei și pentru situații medicale deosebite. În timp ce lista de privilegii și salariile angajaților ASF au fost secretizate, președintele ASF Nicu Marcu primea în total puțin sub 59.000 de lei pe lună. Însă declarația sa de avere arată un venit anual puțin sub 75.000 de lei pe lună. Deci care va să zică, cu cât ai mai multe falimente în bătătură, mai multe nereușite, mai multe neîmpliniri, cu cât îi ard unii șmecheri de altfel pe român la buzunar, cu atât trebuie să fii și tu recompensat în plus. Că acum, sigur, glumim, dar în țara asta numai fraierii au 12 salarii pe an. Păi ce să faci cu 12 salarii pe an? Doar unul pe lună?
Trebuie să fii peste, măi, oameni buni. Trebuie să fii peste. Uite, ăștia au 16. Pane, să... ce, nu e supărat? Nu ieși tu 14-15 măcar pe an salarii? Pot să vă citesc câți bani a încasat domnul Nicu Marcu în luna septembrie? Te rugăm respectuos să ne întristezi. Ia spune că s-a încasat. 48.000 de euro net a încasat Nicu Marcu în septembrie 2023. Un salariu plus două prime. Prima de performanță și prima de zilele ASF-ului. Nicu Marcu și-a majorat salariul cu 32% în ultimul an. Toată lumea din ASF a primit 15% în plus la salariul de la salariul indexare cu rata inflației. Domnul Nicu Marcu, pentru domnul Nicu Marcu, inflația a fost de 32%. Încă o dată. În luna septembrie, domnul Nicu Marcu a încasat 48.000 de euro net. Un salar și două prime. Dan, le-am detaliat. Se intre cu noi în direct, domnul Marcu. Păi, dar nu e normal să ne contrazică. Sau să ne aducă acel fluturaș, Dan. Știi că e un fluturaș, nu? Să ne aducă, să ne contrazică. Le vedem în declarația de avere la anul. Stricăm duminica oamenilor care se uită la noi. Doar oamenii din ASF scriu în continuare și spun așa. Domnul Nicu Marcu are din partea ASF-ului limuzină nouă Audi A6. Putem spune... Păi ce să mai acum, dar nu să facem noi reclamă lui Audi A6? Șofer, limită de combustibil 500 de litri pe lună. Mai sunteți aici, nu? N-ați plecat. Bun. Card de protocol, bilet la clasă business cu avionul. Mai vreți să vă mai citesc? Păi când ai două falimente trecute pe mâna ta și mai vreți să vă mai citesc? Nu-i păcat să nu zbor la business. Translator pentru că nu știe nicio limbă străină, deși a publicat niște lucrări în limba engleză scrise de alții. Asigurare medicală privată, abonament de conta la sala de fitness, chirie vilă RAPPS în Dorobanți. Arătați-l pe omul ăsta la televizor. Mă dau aici, ia să lăsați-l pe om să-l vedem. Să trăiți pe această cale, domnul Nicu Marcu. 45.000, păi nene, 48.000 de euro. Păi inima în toți managerii de multinaționale astăzi când vă văd. Toți mecherii ăștia pe care îi trimit din lumea largă să muncească în România, toate multinaționale, sunt acum negri de supărare. Da. Nu, Cătrin, negri, da. 45.000. Și ca să intrăm, da, să intrăm un pic și în miezul la ceea ce se întâmplă chiar și acum. O grămadă de lucrări în România finanțate prin PNRR, da? Ofertele la licitații se fac de către firme care vin cu garanții ale IFN-urilor, instituții financiare nebancare. Ei, o campanie pe care noi am declanșat-o a limitat foarte mult acest acces. Cu ce fenomen ne-am trezit de curând? O firmă specializată, o fabrică de IFN-uri, a schimbat metoda, o vom publica în curând. Și s-a intitulat agent broker al unei companii din străinătate, din Estonia mai precis. Acea companie care se ocupa cu platforme web a avut o cifră de afaceri de 10.000 de euro anul trecut, ceea ce nu o împiedică să garanteze 10 de milioane de euro la licitațiile pe fonduri europene din România. La toate acestea, când am întrebat ASF-ul, ASF-ul ne-a răspuns că e treaba băncii naționale. Banca Națională ne-a răspuns, dar fiindcă nu vorbim de un IFN care să fie înregistrat în România, că nu e înregistrat legal, da? Este treaba ASF-ului. Deci în momentul de față, ASF-ul prin neintervenție, da? Permite ca o firmă cu totul fantomă să câștige bani extrem de mulți prin garanții false, inexistente, la licitații de zeci de milioane pe fondurile PNRR în România. Asta se petrece în prezent. Dan, să ne mai lași odată să spunem oamenilor tot... Nu mai spune 45.000, te rog eu frumos că restricăm duminii. 48.000. Păi el concurează pe domnul Serian de la Transgaz. S-a făcut liniște în România, interesantă, da? 48.000 de euro net a încasat Nicu Marcu în luna septembrie. Un salariu și două prime, da, mă bucuram.
Primă de performanță și primă de zilele ASF. Dar... Și-a majorat salariul cu 32% în ultimul an. Mai am voie să zic încă o dată de mașina de protocol. Știi ce trebuie să spunem, să le spunem oamenilor, ca să fim corect până la capăt? Ireal. Domnul Nicu Marcu nu este singurul care înhață genul ăsta de bani. Poate dar nu e la fel de mult, dar domnul Nicu Marcu are vicepreședinți, are consilieri plătiți. Deci e o cohortă de angajați la acest ASF. Și asta, uite, vreau să spun și asta, că poate ne luăm cu și uităm. În perioada asta, zilele astea, la partide, e o negociere și o luptă mare, da, fiindcă se schimbă garniturile. Pleacă, nu știu dacă pleacă, poate pleacă și Nicu Marcu, pleacă, dar pleacă și adjuncții lui, pleacă vicepreședinții și partidele pregătesc alți sinecuriști, da, alți experți, iertați-mă, eu nu mi-aș dori domnul Nicu Marcu, dacă se uită la noi, să rămână. Uite, domnul Nicu Marcu, vă rog eu frumos, vă roagă și Dan Bucura și Cătălina, să nu plecați de la ASF. Vă rugăm frumos să rămâneți. Nu e bine? Dom'le, lasă spune până vă rog eu frumos să rămâneți. Da. Cei 48.000 de euro net pe care i-ați încasat se văd pe deplin în toate primele neplătite, pe deplin. Da? În toate asigurările, RCA-urile care au ajuns la cer după falimentul City Insurance și Euroins, să spunem exact asta, în toate dosarele neplătite care ar trebui decontate de mult de fondul de garantare, care ori nu mai există, s-a consumat, ori stau unii cu posteriorul pe bani, ca să nu zic o prostie, și în ce să mai vedem, se văd în multe. Da, știi, Dane, în trecut noi reclamam faptul că astfel de oameni au salarii mici. Și că, domne, trebuie să aducem oameni performanți, da, nu? Exact. Și trebuie să aducem oameni performanți cu salarii bune. Dar care sunt performanțele aici? 4 falimente, cum bine ai spus. Hai să sau zici situația că pe care o relatam lui, mai dar devreme, două le-a prins în funcție. Da, exact. Și, sau situația pe care o relatam mai devreme, câte ori mai fi în asemenea manieră? Această instituție pare a fi într-adevăr populată acum numai de sinecuriști. Da. Pe surse, dacă îmi dați voie să dau și o imagine cu o doamnă care se pare că se încălzește. La fel de expertă, puneți dumneavoastră, oameni dragi, ghilimelele, la fel de expertă care va fi desemnată din partea Partidului Național Liberal pentru un post, se pare, de adjunct. Probabil adjunctul nu ia 48.000, poate adjunctul ia 25 sau 50. Încerc să aflăm. Da, rog, dacă poți să încercăm. Se numește doamna respectivă, este de la PNL, se numește Gabriela Horga și o recomandă, dincolo de vârstă și de talent. O să vă spun, dar nu știu dacă în seara asta, că n-am apucat să o documentez pe exhaustiv, să zic așa, integral, dar sursele mele spun că la pregătire e cam spre zero. Dar ca să ajungi la ASF-ul ăsta ce nu trebuie să pregătire? Fii... pregătire? N-are școală? Nu, pregătire în sensul de asigurări, în sensul de... Păi așa, are asigurare la mașină, are o facultate, doamna Horga. Are, eu pariez că doamna asta are RCA la mașină. Băi, eu așa zic, dacă, așa avea, dacă nu avea șofer... Tu ai RCA la mașină? Eu am, dar mașina mea e pe numele meu, poate dânsa circulă cu mașinile instituției, cu mașinile partidului, cu alte mașini și atunci nu se preocupă de lucrurile astea. Și atunci de ce spui că n-are experiență? De RCA ne preocupăm noi, ăștia proprietarii mici, tu, eu, Cătălin, noi știm cât e asigurarea, numai eu știu cât era, acum 2 ani era un preț și acum e ori 2,5 dacă nu ori 3 asigurarea la mașină RCA-ul. Poate doamna și domnii... Nu știu, pe această cale, doamna Horga, sunt cu ochii pe dumneavoastră și o să vin cu CV-ul. N-apuc în seara asta pentru că după ce o să mă despart de cei doi jurnaliști din studio, vreau să povestesc puțin și cu telespectatorii. Dacă ei o să decidă că trebuie să vorbiți de dumneavoastră, vorbiți de dumneavoastră. Dar până atunci, cu ochii pe dumneavoastră sunt, că surse bine documentate îmi spun că aveți probleme cu CV-ul. Dar da, hai să vedem, ia zi, Stefan. A venit salariul prim vicepreședintelui ASF. Încasează 14.000 de euro pe lună. Net? Net. Plus 2 prime identice cu salariul. Egal. Facem, da, matematică de clasa a doua cu fiul meu. 42.000 de euro pe lună net a luat prim vicepreședintele ASF. Nu e bun, îți vine să râzi ca să nu te podidească plânsul. Adică... 40. Deci, ce fac cu oamenii ăștia pentru 40? Știi că era discuția aia, domnule, salariul România, președintelui, da, trebuie să fie cerul, limita maximă.
Dar cred că acolo în lege sau cel care a vrut să vină cu termenul ăsta nu se referea la președintele României, ci poate la președintele ASF. În luna septembrie, prim vicepreședintele nostru, adică omul e din ASF, a încasat 42.000 de euro net, în portofel, în portofel, la ASF, Dan. E nedreptate, adică 6.000 în plus a luat șeful lui ăla mai mare. Înseamnă că... Nu, șeful a luat 48. Și ăsta e 42, deci. 48 șeful. Deci 6.000 în plus a luat șeful. 6.000 în plus șeful. Păi... Pe care eu l-am rugat să rămână. Domnii cu Marcu, eu nu vreau să plec. Tu ai plecat la banii ăștia, acum, pe bune, m-aș prinde cu la diferență, eventual, s-ar pleca. Chiar și pentru 6.000 ar merita să mergi. Da. Voi vă dați seama, oameni buni, că noi de vorbim euro, de ordonanța austerității, de cum o să taie Ciolacu și cu ai lui privilegiile la stat. Echivalentul a 48 de salarii medii pe lună, Dan. Uite, săracii de la Ministerul Fondurilor Europene, dacă n-au chiar asemenea salarii, s-au apucat să angajeze, da, să ia cotă din salariu, ia ancheta DNA-ului directorul Iorga, da? Da. Acolo. Ce rușine, ce rușine pe zona asta. Da. Nu știu, nu o să mai zăbovesc pe subiectul ăsta, nu de alta, dar oamenii au înțeles. Deci oameni buni. Și dacă mai primim salarii din ASF, nu le mai dăm? Ba da, Ștefan poate să vă întristeze, are dreptul până când terminăm emisiunea. Până mă dai afară. Poate să vă, dar nu, până vine publicitatea și până la urmă o să plecăm toți. Dar eu mai stau după voi un sfert de oră minim, deci, cu telespectatorii, că le-am promis să ascult și vocea lor. Dar, mai vrei? Fii atent. Prim vicepreședintele ASF-ului, așa, încasează pe lângă salariu și o pensie specială de 12.000 de lei. Ce știa o pensie specială? Da. Păi ce fac ăștia? Condiții grele, de risc, de muncă. Dar, încă o dată, prim vicepreședintele ASF-ului încasează pe lângă salariul acela, nu-l mai spun, salariul, și o pensie specială de 12.000 de lei pe lună. Păi e stresul din perioada de viață activă și de-aia trebuie să-i dai pensie specială. Da, și aici ajungem la marea noastră problemă, nu o să o detaliem. România este singura țară din lume, din Europa, din Uniunea Europeană, care permite pensionarea, chiar și mă refer la cei cu pensii speciale, înainte de împlinirea vârstei de pensionare. Deci cei care iau pensiile speciale pot să iasă la pensie și la 48 și la 50 de ani. În toate țările din lumea asta, din Uniunea Europeană, indiferent ce indemnizație specială ai avea, dacă e sub forma pensiei, o primești după împlinirea vârstei legale de pensionare. Da? Și noi dăm 1% din PIB, în curând vor fi 2% sau chiar 2,5% unor oameni care au capacitate de muncă, că asta înseamnă vârsta legală de pensionare. Mai avem timp, că vin informații. Avem, Ștefan, avem. Avem. Și mergem și pot, peste ultima parte. Petre e, nu? Producătorul emisiunii. Petre, te rugăm un lucru. Ia zi tu, Petre. Să ne ajuți cu fotografia domnului Nicu Marcu. Păi e în spatele meu aici. A, da? Uite-l, da. Fii nu l-am luat de aici. L-am... Mai există doamna Elena Dascălu, fiina domnului Dan Radu Rușanu. Doamna este prim vicepreședinte care încasează acești bani. 48.000 de euro pe lună, Petre, de la părănumăr de la domnul Nicu Marcu. 42.000 de euro pe lună a încasat în septembrie doamna Elena Dascălu. A venit în total de la Curtea de Conturi, 100.000 de euro, Dane. Dacă n-ai făcut socotea. Da. Net. Net. 4, nu. 2. 48 și cu 42. Nu face 100? 90. Nu, scuze, nu, 90. Mai, dar auzi, dacă stați, mai pui niște cheltuieli de personal, că mai au pe acolo o șofer, mai au, se duc la 100.000. 90, da. Bun. 90 de mii. Am greșit. Îmi cer scuze, doamna... Ne scuzați că ne cerem scuze, doamna Elena. Dați că doar 90.000 de euro pe lună ați încasat în septembrie amândoi. Păi nu-i păcat la câte... Povestea, vorbeam de premiere, cu ce e România și unde e România. Este putem să mai dăm țară, exemple de nume? Rău, este singura țară din Uniunea Generele Europeană. Generele lui Paul Stănescu. Mai pot? Da, mai... dar lasă-mă să spun și eu asta. România este singura țară din Uniunea Europeană unde am avut până acum 5 falimente majore pe piața asigurărilor. 5 decedați de ăștia subit. Firma lui X, lui Y, le știți, dacă vreți vi le mai amintesc eu... A fost Euroinsul, a fost Carpatica, nu? Da. Ce a mai fost? A mai fost asta, Astra, nu? Astra, da, lui... City Insurance. City am zis. Da. 5 bucăți, credeți-mă pe cuvânt, ăia mari,
Că da. Spun cei din piață că au mai trecut între noi așa în neființă, unii mici, dar nefiind mulți clienți și scandal mare, i-a băgat la pierderi colaterale și plătim tot noi în fondul de garantare. Fondul de garantare, dacă nu știați, el a făcut de mine, de colegii mei din studio și de dumneavoastră când cumpărăm o asigurare. Nu plătim doar asigurarea, mai punem ceva, un 2% acolo și pentru să fim pregătiți. Pentru ce? Așa. Pentru ce fac ei. Da, Ștefan, nu mai ne-ai întristat astăzi. Păi mai am un nume. Mai dă-l și pe la ultimul, hai. 30 de secunde. Îl avem pe ginerele lui Paul Stănescu, Robert Modan, secretar general ASF, angajat fără concurs la ASF, 8.000 de euro net pe lună, un mizilic, evident. În septembrie a încasat 24.000 de euro salariu, cele două prime, plus două prime, da. Sunt 13 societăți de asigurare care au intrat în faliment în ultimii 20 de ani. Oameni bune, ăștia care pe 24 a fiecarei luni vă plătiți taxele și impozitele. Aduceți-vă de aminte de Nicu Marcu. O firmuliță, o ceva, ca să înțelegeți de ce vă predați acolo. Da, dați că oamenii ăștia trebuie să încaseze, mă, fraților. Hai să nu... Da, hai că până închei cu jurnaliștii, vreau să nu mai citesc, facem și nu mai, e prea, e, nu mai, nu mai citesc. Se enervează lumea și dă, nu, cu, nu dă oamenii cu telecomandă. S-ar putea să ne ia cu parul oamenii. Nu, dar dă oamenii cu telecomandă în televizor când vezi mii, zeci de mii, zeci de mii și tu muncești. Să divorțeze pe... familii, oameni, când aud salariul ăsta. Da. Nu mai, și austeritatea, nu mai domnul Ciolacu spune austeritate, strângem cureaua. Da, păi da. Pe la 48.000 zău că ar putea să renunțe și la 8.000, domnule, ăștia 48 rămân doar cu 40 luna asta. Glumesc, nu. Oameni buni, hai să dăm și din astea lumești așa un pic, că îi lăsăm pe îmbuibați ăștia, îi lăsăm astăzi, să nu crezi că îi lăsăm, că doar de-aia facem emisiune săptămânală, nu ca să îi lăsăm. Îi lăsăm să respire 5-6 zile, formă pac la războiul. Hai să vă spun una, dacă v-a scăpat știrea, a fost virală pe rețele și vreau să o comentez așa rapid și cu invitații mei, dacă tot suntem aici împreună în seara asta. Hâț, până s-a dat da berbeleacul. Nu știți pe Hâț? O să arătăm noi o poză cu Hâț. El se numește Dorian Popa, este un mare influencer, un mare jucător în toate piețele, investitor, dezvoltator imobiliar, viral pe rețele, repet, viral. E, pe Hâț ăsta, cum îl cunosc urmăritorii, l-au înhățat cei de la rutieră, vineri seara, dacă nu mă înșel, l-au înhățat că era să zic, în lenjerie intimă, nu știu, era îmbrăcat sumar într-o limuzină de lux, asta foarte frumos, dar l-au băgat, vă povestesc ce cu ăștia trei din spatele meu, dar deocamdată hai să rămânem la Hâț. Hâț e cel... Ăștia nu lucrează în ASF. Mai eu, nu lucrează în ASF, dar fac și ei mai. Dom'le, pe Hâț l-a prins poliția rutieră, ce să mai lungim, Dorian Popa, un băiat care pe rețele spunea drogurile sunt nocive, copii, renunțați, nu puneți gura, nu, l-a luat poliția, l-a testat și ce să vezi, aparatul ăla s-a dat peste cap și că era cannabis la bord. Da? Fumase puțin. Ce să, una spunem, alta facem. Sau cum ar zice românul, îi las pe invitat să comenteze, cum ar zice românul, să faci ce zice Popa, nu ce face Popa, nu ăla de la biserică în cazul nostru, ci Popa Dorian. Da. Asta e cu falsele modele ale societății noastre. Acest domn a făcut foarte, foarte mulți bani din rețelele sociale. Milioane de euro. Milioane de euro, da? Normal că se urcă la cap. Dacă nu mă înșel, dacă tot am început să vorbim de mărci de mașină, conducea un Lamborghini, nu? Da. Da, mai multe. Da, ale multe. Exact. Da. Unul singur putea conduce odată, doar cu unul l-au prins. Vineri n-avea cum. Dar cât, până nu avem... La cât de drogați era, putea să conducă două, nu? Două Lamborghini. Până nu avem... Hai să fim politically corect, ca să nu... Știi că așa e acum, trebuie să fim... Nu era drogat, există suspiciuni, de aia l-au dus la IML să recolteze sânge, probă de urină și așteptăm pe această cale să iasă testul. Stai puțin, am aflat și de Mario Iorgulescu că de fapt n-ar fi fost deloc drogat. Da. Și vorba aia, testat. Și că era mortul drogat. Da, mai mortul drogat. Mortul era drogat. Era mai drogat decât slavă el. Slavă Domnului mortul. Că aici a fost doar un control de rutină și nu un accident, ca să constatăm. Aici l-au prins lângă pasajul domnești, dacă nu mă înșel. Acolo cred că și stă, nu? Vă dați seama aceea... că dacă nu era acel accident nenorocit de pe litoral, da? Să moară copiii acolo, noi încă nu eram cu adevărat conștientizați cu problema consumului de droguri în România? Dar la o vedetă ca Dorian Popa, dacă se va dovedi că era drogat, sau la oricare dintre cei pe care îi afișați pe ecran, dacă nu avem dovada unei reacții a justiției române asupra lor, nu ajungem nicăieri.
Da? Trebuie să se dea un exemplu și în această zonă. Da? Trebuie să vedem o condamnare, chiar dacă e cu suspendare, în cazul că nu e ceva foarte grav, că n-a omorât pe nimeni. Dar dacă nu vedem așa ceva, ne mai pierdem și bruma de încredere pe care o mai avem în justiția română, care, apropo, se duce spre minus cu pași repezi. Da. Dan, da. Să nu te sperii ce e în spatele tău. Am văzut ce e în spatele meu, n-am ce să fac, mai trebuie să merg la sală, trebuie să mă mai pregătesc. Trebuie să devin și eu viral. Copiii mei au auzit de Dorian Popa, i-au vorbit acasă despre Dorian Popa. Și vorbea frumos, asta e culmea. Asta mă gândeam, chiar discutam astăzi și eu cu fiica mea. Păi, omul spunea, bă, copii, nu vă drogați, nu vă pierdeți timpul cu băutură. Uite, el duce o viață sportivă. Nu beți Pepsi, nu beți cola, nu beți Fanta, nu mâncați Mac, nu mâncați sănătos, beți să nu faceți sport. Da, copiii mei au auzit de el, îl cunosc, pe Dorian Popa. Adevărul este și altul, că poliția ar trebui să se învețe să nu mai comunice astfel de știri până când nu are o siguranță. Și aici, uite, mă pregăteam să deschid discuția și de pe tema asta. Pentru că știi că poliția n-a dat niciun comunicat oficial. Da, atunci, de ce scurg aceste informații, da? Pentru că suntem toți ziariști vechi. N-ai avut niciodată o sursă să-ți dea unul pe vremuri, un SMS sau un ceva? Încerc să verifici, da? Într-o manieră sau alta. Eventual chiar îl cauți pe respectivul. Da? Aici este problema. Uite, aveam într-o zi dureri puternice de spate. Bune, da, haideți să-l spună. O secundă, Ștefan. A vrut soția mea să-mi dea un anumit medicament. Da, e o idee. Și mi-a zis ulterior, nu e bine că la testul antidrog, acest medicament opioid, îți poate ieși că ești pozitiv. Și atunci am ajuns la concluzia, dacă mi se va cere vreodată să fiu testat antidrog la volan, prefer să refuz și să plec cu ei direct la analiză. Ca să nu scurg o astfel de știre. M-ai provocat și să știi că pe chestia asta am comentat și eu astăzi. Bun, sunt perfect de acord cu tine și poate și Ștefan ne dă dreptate că există multe teste fals pozitive pe zona de droguri. Da. Bun. De vineri seara s-a întâmplat lucrul ăsta, știrea a fost scursă, scăpată în presă sâmbătă, dimineață, iar astăzi este deja duminică seara. Avem două zile pline, adică aproape 48 de ore, da? Zile libere. Dom'le, zile libere. În astea 48 de ore, cetățeanul acuzat, n-a ieșit pe niciuna din viralele, multele sale platforme, să-și rupă hainele. Eu, Dan Bucura, o spun aici, mă uit în cameră. N-am consumat și nu o să consum, ferească Dumnezeu, droguri până la obsteși cu sfârșit. Bă, dacă mă oprește vreodată poliția și îmi pune un muștuc de ăsta sau cum se face, că nici nu știu, și o să ies pozitiv, nu știu, poate am luat un medicament, astăzi am fost răcit, recunosc că am mai luat una. Bă, dacă mi iese pozitiv, bă, până a ieșit testul de la IML, vă spun sincer că rup hainele, ies și pe stradă, pun și pe Facebook, pe tot. Bă, nu mă droghez, oameni buni, nu m-am drogat și nu mă droghez. Da. Deci, oare de ce n-are nicio reacție? Dar dacă ești persoană publică, nu este mai bine să procedezi altfel? Pentru că orice ai face, Dan, în momentul acela o să apară 20 de știri, Dan Bucura a găsit droga la volan. Da. Deci singura variantă pentru o persoană publică este să ceară să se ducă direct la IML. Da? A refuzat testul acela cu aparatul de droguri nu este o infracțiune. Infracțiunea este să refuzi recoltarea de probe. Și atunci îți pierzi din timpul tău, te duci la IML și îți faci analiză. Dar nu e așa, pentru că dacă tu știi că n-ai consumat, nu te aștepți ca aparatul să te dea consumator, nu? Și atunci te duci cu sufletul deschis la aparat, pentru că aia înseamnă o testare de 10 minute, probabil, sau cât o dura, versus una de o oră și ceva IML. Și dacă ești ghinionistul cu fals pozitiv? Păi stai puțin, e periculos unde duci discuția. Ar trebui, practic, nimeni să nu mai folosească, să zică nu ne interesează aparatele mă refer la cei care au caracterul de persoane publice, că dacă poliția scurge asemenea informații și ești nevinovat, nu te speli cu toată apa din Dunăre. Ștefan, ce faci dacă te oprești și pe tine și... Dacă eu sunt tu, acum plecăm, să terminăm, plecăm. Și dacă mă oprește poliția pentru un drog test... E duminică seara, e
Probabil să se întâmple. Da, accept să merg să mi se facă analize la... Păi la da, dacă ești înainte de analize, vine și îți dă muștiucul sau ce nu, îți dă, accept, ce se dă... acest lucru, accept să merg la spital. Cu da? Poliție, la INML, deci, dacă suspiciuni, la INML, la spital, da. Tu zici, până nu mă pune să suflu sau cum să o face, habar păi n-am. Păi nu, că sunt șanse mari dacă acel drug test ar fi ieșit negativ sau pozitiv, cum ar fi ieșit, și polițistul respectiv să aibă acel body cam, acea cameră video, adică între timp s-ar da în stație. Dar știți amândoi că fenomenul drogaților la volan e unul prezent în societatea românească, da, care a luat amploare și se dezvoltă, da? Da, 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 da. Păi pe logica asta, în ideea că aceste teste au și o marge de eroare, o să te trezești cu mii sau poate zeci de mii de șoferi, o parte dintre ei drogați, care vor spune, nu suflăm nene în asta, aduceți-ne la IML. Da, și acolo... Păi da, păi, da, asta înseamnă zeci de mii sau mii sau nu zi... în aceea zi. Vezi, poliția română este într-o perioadă de heirup în momentul acesta, cu testele pentru drogați. Da? Așa cum se face teste... heirup în România de câte ori se întâmplă ceva. Corect, avem un heirup mai... și după aia ne liniștim. Da? Că au un orice operațiune, începând cu operațiunea Luna de pe vremuri, de acum 20 de ani, mai ții minte, operațiunea pentru eliminarea prostituției, da? Au fost niște controle extraordinare timp de o săptămână sau două. Ai mai auzit vreodată de astfel de operațiuni? De astfel de operațiune? Păi, eu aș fi interesat dacă și polițiștii și-ar face aceste teste și ei. Cum ne oprești și pe noi șoferi, ar trebui și polițiștii. Uite, păi, eu am de acord, eu sunt de acord și poliția să se testeze. Dacă sunt consumatori de droguri dintre polițiști. Dacă tu scrii în procesul verbal de contravenție că agentul miroase a băutură, dacă vrei să-i faci rău, el trebuie să plece de urgență la spital, să abandoneze locul, să plece să-și facă analiză. Și tu n-ai nicio vină în acel moment. Exact, da? Exact. Tu n-ai nicio vină, pentru că e senzația ta subiectivă că miroase a băutură, nu spui că e băut. Da? Oameni buni, și noi avem multe senzații, dar cele mai... teribile sunt alea care ne încearcă după dezvăluiri precum astea, cum ne-a stricat Ștefan Nedves seara mai devreme, vorbindu-ne despre băieții aia cu doar 48.000 de euro net pe lună, doar 42.000 de euro pe lună sau 36.000 de euro pe lună, dacă ești, sau cât era, 36 sau ăla ultimul, cel mai mic. Da, prieten bun, v-am promis și... N-am avut ca de obicei o oră sau a fost emisiune condensată, dar un pic cu dumneavoastră stau ca de obicei pe telefoane să povestim. Începem cu aia trei din spate ca să vă explic și ce era cu ei, că nu era doar celebrul Dorian Popa. Vă povestesc, intrăm în direct, aveți și telefoanele înainte să ieșim, poate le dăm oamenilor să știe unde să sune. Da, oameni buni, noi discutăm, eu cu dumneavoastră, Ștefan și cu Cătălin, le mulțumesc din suflet că au fost alături de noi. Le promit că vom reedita horele astea jurnalistice, pentru că merg și noi le spunem pe bune, nu ca politicienii, unde ați văzut, mai cu fereală, mai vai de ce aveți cu ăsta, mai dăm ochii peste cap. Mulțumesc, dragilor! Mulțumesc! Și noi, după foarte scurtă ultima pauză de publicitate, ne întoarcem să povestim. Da, oameni buni, am ajuns la bucata aceea din emisiune în care sunt doar eu cu dumneavoastră, publicul meu, și în care povestim despre ce avem noi chef. Astăzi vreau să rămânem în logica asta cu influencers și cu lupul ăsta moralist și cu ce zice Popa versus ce face Popa. Care Popa? Dorian Popa. Vă arătasem înainte de pauza publicitară trei personaje în spatele meu, de unul am vorbit, dar de data asta începem cu doamnele. Doamna din mijloc este contesă digitală, o persoană celebră în mediul online. Pentru mine nu e atât de cunoscută, probabil nici pentru mulți dintre dumneavoastră, dar are atâtea zeci de mii de urmăritori încât, na, nu știu ce să zic, să fie primit. Lângă doamna contesă îl avem pe șef FOA. Șef FOA, mare bucătar, mare influencer, îl urmărește lumea pe rețele. Și ultimul pe această cale, deja prezentat în partea inițială a emisiunii, în care eram cu jurnaliștii, Dorian Popa, celebru hâț. Ce au în comun cei trei, dincolo de zecile de mii sau sutele de mii de urmăritori? Ei bine, toți au trecut prin experiența asta neplăcută pentru ei, dar cred că și pentru noi cei care îi urmărim, și anume de a fi prinși de poliția rutieră, opriți în trafic, testați
și depistați pozitiv la droguri. Din câte mi-amintesc, pe domnul bucătar l-au prins tot recent, undeva la începutul săptămânii, la sfârșitul săptămânii, adică vineri, pe hâț, pe Dorian Popa, iar pe doamna contesă e un pic mai vechi cazul, dar la fel de grav. Acum, oameni buni, întrebarea mea către dumneavoastră, către cei de acasă. Dom'le, chiar pare că au scăpat drogurile astea de sub control și, repet, vă întreb, cei care vreți să intrați în legătură cu mine și să discutăm. Dom'le, putem face ceva pentru a combate fenomenul ăsta și modelele astea pe care copiii noștri, inclusiv al meu, fata mea, le au poate, urmărind aceste rețele de socializare, au vreo șansă cumva să fie altfel decât ajungem să le cunoaștem? Prima întrebare merge către Suceava. Înțeleg că e primul telefon. Bună seara! Bună seara, domnul Dan. Deci, cazurile astea l-ați uitat și pe Guess Who, că l-au prins și pe Guess Who. Pe cântărețul la Guess Who, sau cum Guess Who, da. E, da. Aici, da. Pe zona asta de Monden, mă las pe mâna dumneavoastră, că nu sunt foarte pregătit. Deci, din moment ce ai atâția bani, unii o iau razna. Deci, eu am lucrat 24 de ani în Irlanda, la unul dintre cele mai mari spitale din Dublin și aveau o secție, aveau o clinică specială pentru giumchi, că acolo îi spun giumchi, de ăștia, cu drogurile. Da. Îi spunea Infectious Disease Clinic, ID Clinic, așa îi spunea. Deci aia, și Irlanda, să știți că are o problemă majoră, uriașă cu drogurile. Noi suntem pe nicăieri. Acolo e dezastru și acolo. Deci ceea ce ne spuneți dumneavoastră, ne prevestiți, ca să zic așa, este că urmează și mai rău probabil în România, că păi, din vest ne vin acolo era ajuns acolo 98 și era nenorocire cu drogul ce era. Domnul Alex, așa pe final, că trece repede timpul. Cu domnul de la energie, în loc să facă modulele alea cu $1 miliarde, mai bine ar termina alea 11 hidrocentrale, care sunt 85%, 95% terminate. Ei în 33 de ani nu au fost în stare să dea drumul la una. La păi una, da, de alea sunt prea ieftine. Noi aici, ați văzut, vorbim de proiecte grandioase. E mai bine să cheltui 1 miliard pe niște proiecte care nici nu știe, poate țară în cap, și decât să termine niște hidrocentrale care erau gata 85%, 95%, numai cât le dai drumul. Unii, în ce țară trăim, domnule? Ăștia trăiesc pe Marte, domnule, pe Lună, domnule. Ăștia au creier de maimuțe, băi. Domnul Alex, rugămintea e să nu jignim, deși poate și mie îmi vine. Domnul Alex, să le fie rușine. Și mie îmi vine de multe ori să le spun verzi și uscate, dar haideți că noi n-avem cum să jignim la televizor. Nu de alta, dar o să mă certe pe mine cine au. Să le fie rușine, să le steie banii. Asta da, să le fie rușine, sunt de acord. Mulțumesc. Să le steie banii în gât, nenorociți. Mulțumesc domnul Alex. Eu o iau la vale, așa, dacă tot eram în nord, mă duc tocmai în sud, poate mai prind un pic de căldură la malul mării, mă duc la Constanța. Bună seara! Bună seara! Bună seara, vă ascult! Mă auziți? Eu vă aud, dar cred că dumneavoastră mă auziți și la televizor, de asta răspundeți greu, să vă rog să închideți de tot televizorul. Am închis. Și acum vorbim doar pe telefon. Vă ascult, bună seara! Bun, ca întotdeauna noi suntem, sărim din extreme în extreme. Am pus zero. Totul trebuie să fie zero. Orice consum, că e alcool, că e cannabis, orice trebuie să fie zero. Zero. Nu contează dacă ai ieșit 0,0001, e consum. Până probăm, până nu știu ce, aia e partea a doua. M-a oprit poliția. Am plecat de la birou la 2 noaptea, pe tot campania asta. Am plecat a dracu treabă, fără nimic la mine. Nu am avut nimic. Nici măcar telefon. Polițistul mi-a zis, bun, ok. Știi CNP-ul? Bun. I-am dat CNP-ul, după CNP a verificat tot, m-a testat cu etilotestul, după care a zis să mă testeze cu de drog. Că era imediat după cazul de la Vama Veste. Și zice, bă, ia-o, uite la mine, fă ochii mai!
mă, m-am speriat, a făcut-o și mari. O fi și ăsta un test. Bun, m-a lăsat în pace. Nu mi-a dat nicio amendă, nu mi-a dat nimic. Deci ăsta a fost testul, să vă uitați la el? Să mă uit la el și să fac ochii mari. Păi stați puțin că poate, acum râd și eu de cazul neastră, dar poate ați scăpa mai bine. Că dacă vă testa cu vreun test de ăsta de pozitiv fals, vă trezea nu și plaimele. Nu fumasem, nu făcusem absolut nimic. Nu avea ce să-mi iasă. Mă duceam până în pânzele albe cu ei. Acum, ce am reținut eu, că timpul e scurt la noi, asta e, ce am reținut eu, domnul Mihai, din discuția cu dumneavoastră, e că sunteți adeptul ideii că am putea lăsa o mică marjă, o toleranță așa la anumite substanțe, probabil vă referiți un pic la alcool și puțin la anumite droguri ușoare, nu? Sau cam la asta vă referiți? Dacă bei o bere la 0,33, cred că... 80. Da, dar eu vă întreb acum, înainte să ne despărțim telefonic vorbind, dacă îi lași, nu cumva, dacă îi lași românului o portiță, o să zică, bă, dacă merge berea mică, merge și aia mare, merge și halba, nu. Merge și butoiul? Nu. Nu, noi am sărit că era. Înainte era. Acum am sărit la zero. Totul trebuie să fie zero. Nu știu, mărturisesc că eu de când mi-am luat permisul și am ceva la activ, n-a fost niciodată voie, dar vă cred pe cuvânt că sunt vremuri pe care nu le-am prins. Mulțumesc mult, domnul Mihai de la Constanța. Oameni buni, da, vedeți, păreri și păreri. Acum, eu, din păcate, nu mai pot merge cu telefoanele în seara asta, că a fost scurt, ne-am lungit și cu ministrul, era păcat, ați văzut și jurnaliștii, nu puteam să-i chem aici, i-am ținut, s-au încălzit și să le spun, bă, gata, trebuie să stau. Promit că săptămâna viitoare stăm mai mult, fac tot posibilul. Da, una peste alta, eu am reținut de la noastră ideea asta interesantă, poate nu-i bine să fim tot timpul atât de stricți, atât de severi. Dragii mei, asta a fost ediția selectiv din duminica aceasta. Duminica viitoare, la fel de incisiv, la fel de învervă și eu poate mai puțin răcit, ca să pot să combat și mai bine, voi fi alături de dumneavoastră. Seară bună și săptămână în forță să aveți de mâine, că vine prima zi de weekend, cum spun unii, sau de luni, cum spunem noi ăștia la alți care muncim. O seară frumoasă!